Dragnea pare că ar avea zilele numărate în PSD. Soarta lui Codrin Ștefănescu și al lui Mircea Drăghici ar putea fi decisă astăzi. Liderii PSD se reunesc diseară în Comitetul Executiv, o ședință care se anunță a fi una tensionată. Surse politice spun că Viorica Dăncilă va veni cu propuneri de miniștri în locul interimarilor, pe care le va trimite la Cotroceni. Robert Kiș urmărește ce se întâmplă în PSD și vine cu mai multe informații. Robert, bună dimineața! Trebuia să fie și la ora 11 o ședință. Ce s-a întâmplat de fapt? Bun găsit! Va avea loc și ședința de la ora 11. Este o ședință a Biroului Permanent Național, o ședință care va convoca Comitetul Executiv pentru ora 18. Desigur, vor fi discuții atât la ora 11, când vor veni liderii partidului, vorbim de conducerea restrânsă a partidului, dar și discuții importante de la ora 18, pentru că atunci toți membrii Comitetului Executiv Național, liderii din teritoriu, vin în București pentru a discuta soarta Partidului Social Democrat. Este o zi de foc pentru PSD, pentru că trebuie să stabilească câteva lucruri importante. În primul rând, trebuie să stabilească înspre ce se îndreaptă partidul. Vom vedea dacă astăzi va avea loc acea analiză în legătură cu rezultatul obținut la legile europarlamentare sau dacă se vor concentra socialdemocrații doar pe înlocuirea unor oameni considerați apropiați ai lui Liviu Dragnea. În partid, conform unor surse, se pregătește îndepărtarea lui Codrin Ștefănescu, secretarul general, pe care îl numește președintele. Iată, Viorica Dăncilă preia astăzi oficial funcția de președinte interimar din postura sa de președinte executiv și cel mai probabil va numi un nou secretar general, un nou președinte executiv. Probabil se vorbește despre numele lui Paul Stănescu, că va prelua această funcție, iar cea de secretar general ar putea fi propus pentru această funcție Marcel Ciolacu. De asemenea, se pregătesc modificări la nivelul guvernului. Știm bine, Viorica Dăncilă își dorea încă de luna trecută, de când s-a discutat acest subiect, ca modificările în guvern să se facă prin remaniere, nu restructurare. Probabil vor fi înaintate 3 noi propuneri către Palatul Cotroceni, poate chiar mai multe dacă vorbim și de acele poziții de vicepremier, pentru că știm, Viorel Ștefan va pleca din guvern probabil și atunci este nevoie și acolo de o nouă propunere. Vom vedea dacă discuțiile vor cuprinde și aceste poziții de miniștri. Conform unor surse, este posibil ca astăzi să vedem cel puțin 3 nominalizări pentru Ministerul Justiției, să fie propusă Ana Birceal ca ministru plin, știm că acum este ministru interimar, pentru Ministerul Românilor de Pretutindeni să vedem întoarcerea Nataliei Intotero, pentru că Natalia Intotero nu cred că va prinde o poziție în Parlamentul European, acolo pentru poziția aceasta plecase din minister, iar pentru Ministerul Fondurilor Europene în partid este vehiculat numele deputatului PSD Roxana Mânzatu. Vă spuneam, 2 ședințe importante, cruciale pentru partid. Vom vedea exact care vor fi deciziile pe care în cele din urmă socialdemocrații le vor lua astăzi. Viorica Dăncilă a anunțat că nu va renunța la funcția de premier și a adăugat că programul de guvernare va fi pus în aplicare conform calendarului. Vreau să asigur de faptul că nu îmi voi da demisia, indiferent de solicitările unora sau altora. Vom respecta decizia luată în Parlament în urma unei moțiuni de cenzură, dacă aceasta va fi depusă. Condamnarea lui Dragnea a fost a doua lovitură cruntă încasată de PSD în doar 24 de ore. Sentința a venit în ziua imediat următoare alegerilor europarlamentare, unde partidul a înregistrat un scor mult mai slab decât cel așteptat. Este o dramă atât pentru el ca persoană, cât și pentru familia lui, iar în calitate de colegi de partid suntem alături de dumnealui și de familia sa. Evident, este un moment dificil. Vreau să precizez că nu vom comenta în niciun fel decizia instanței. PSD-ul își urmează calea, aș putea spune o nouă cale. Era la o achitare, am sperat până în ultim moment. Dar asta e viața, e a doua execuție pentru Partidul Social Democrat după Adrian Năstase. Își iau țara înapoi. Asta se întâmplă și sper că nu avem iluzii că s-ar întâmpla altceva. La rândul lor, liderii PSD au declarat că acum cel mai important este ca partidul să rămână unit. Am văzut foarte mult în viață, am văzut foarte mult în administrație, am văzut destule, să zic, până astăzi în politică și cred că PSD-ul va fi un partid unit. Uman, regret situația grea prin care trece acum domnul Dragnea. Îmi pare rău și că această situație s-a răsfrânt în mod negativ asupra Partidului Social Democrat și a societății românești în general. Important este să nu ne sfâșiem între noi pentru putere, a scris Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, pe pagina sa de Facebook.